Man că poate să fie noul Hagi pentru echipa națională. E exagerat? Mie mi s-a părut exagerat. Da, e exagerat în momentul ăsta. Da? Ce ar putea? E vedeta echipei Man? Nu, da, Man trebuie să continue. Adică nu poți să compari pe Man în momentul ăsta, chiar dacă am spus și chiar am vorbit foarte bine de el și alaltă ieri, alaltă în Gazeta de los Sport. Da, da, și eu am văzut că ai avut un interviu în Gazeta de los Sport. Cum a fost Hagi, cum am fost eu, decisiv, asta trebuie să vii mulți la rând ca să ajungi să fie așa, nu câteva luni, nu. Man de câteva luni e în formă. Hai să nu-l umflăm prea mult, nu? Da, hai să-l protejăm și să-l ajutăm, nu să-l facem să-și piardă mințile, pentru că meciurile grele o să înceapă mai târziu, astea sunt meciuri la îndemână, a reușit o serie... Și să-l vedem pe Man cu Spania, cu Belgia, cu Italia... Da, au reușit o serie de 4 victorii, iar cea mai lungă serie a fost a generației de aur cu 9 și a noastră cu 6. Deci mai au de mâncat mămăligă, cum se zice. Printre care am bătut și Olanda, adică am bătut echipe mai grele. Adică mai au de mâncat mămăligă. Nu că mai au de mâncat mămăligă, sunt pe drumul bun să creează o echipă și să creează o echipă, un nucleu important, dar au fost meciuri ușoare pentru România. Nu cele mai ușoare. Să rămânem echilibrați, asta spui, nu? Așa cred. Nu?